La începutul ședinței ordinare a Consiliului Județean Călăraș, din data de 29 august anul curent, consilierul județean PSD Liviu Vârtejeanu l-a amenințat pe președintele Vasile Iliuță că va face o propunere privind schimbarea acestuia din funcție. Nemulțumirea lui Vârtejeanu a pornit de la modul în care președintele Consiliului Județean i-a dat cuvântul în cadrul ședinței. Consilierul județean PSD a spus că modul în care îi se dă cuvântul în ședință este o bătaie de joc și l-a atenționat pe Vasile Iliuță că așa cum a obținut scaunul de președinte prin votul majorității, la fel îl poate pierde. Domnule secretar Mimușa, vă rog cum să dați și fine titlul proiectelor de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule consilier. Proiect de hotărâre numărul 1 pentru modificarea și completarea hotărârii numărul 63 din 2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018 în exercițiul bugetar 2019. Nu au fost făcute amendamente. Domnul Vârtejeanu. O problemă, domnul Vârtejeanu. Să nu vă ieșiți de mână. Vă rog frumos, la primul. Eu aș ruga să fiți mai serios în discuția programelor care sunt ridicate, fiindcă tratându-le așa, mi se pare că nu prea avem sens să mai ne întâlnim. Eu cred că ar trebui să schimbăm puțin atitudinea vis-a-vis de problemele care discutăm în Consiliu. Concret, dați niște argumente. Concret, concret spus. Modul în care dumneavoastră îmi dați cuvântul e o bătaie de joc. Păi din cauza asta. Mai și eu v-aș ruga să vă faceți datoria. Nu fac, domnul Vârtejeanu. Că vă ascult. Mă forțați, cuvântul și vă ascult. Mă forțați să merg pe drumul pe care vi l-am promis. Haide. Fac o propunere, n-a vă schimba. De ce nu faceți? Păi, de-aia vă și atenționez. Da. E de datorie să vă corectați. Plângerea pe reală. Altfel nu se poate. Ne batem joc unii de alții. Vedeți că ați ocupat scaunul ăsta, totuși, niște condiții cu voturile majorității. Așa este. Tot la fel vă putem și schimba. Nu cu două, trei. O să vedeți că cu două, trei. Și o să fac o argumentare în care o să vă arăt că vă putem schimba. Schimbați-vă, domnul Vârtejeanu. Dacă nu aveți o atitudine corectă vis-a-vis de funcția pe care dețineți. Dar și dumneavoastră să aveți o atitudine corectă, că eu am, de 30 de ani sunteți consilier județean. Și tot timpul am căutat să vă corectez în ceea ce privește desfășurarea acestui proiect. Ca lucrurile să funcționeze mult mai bine, eram de acord cu dumneavoastră. Dumneavoastră n-ați făcut atât să blocați multe proiecte ale Consiliului Județean și continuați în continuare să blocați proiectele Consiliului Județean. N-am blocat niciun proiect. Vă arăt și astăzi. Vă arăt și astăzi, faceți proiecte la voia întâmplării, crezând că sunteți pe moșia dumneavoastră. Nu e așa. Bravo. Vă rog, moșia dumneavoastră vă rog să respectați legile țării. Noroc cu cei care au guvernat. Eu vă rog să într-un regim totalitar că a lăsat ceva. Doamne, respectați legile țării. Le respect și dumneavoastră trebuie să respectați. Eu caut să le respect. În modul de a putea să și vă rog să mă atenționați în condițiile care nu le respect. Haideți, vă rog frumos. Și eu vreau să vă înțeleg. Când vreau să luați cuvântul, modul în care dumneavoastră puneți problema tendențios și nu fără argumente decât să ne pierdem timpul. Are dreptate, mă adică degeaba.